Sezonul rece bate la ușă, astfel că Direcția de Sănătate Publică se pregătește cu vaccinuri antigripale. Prima tranșă de aproximativ 19.400 de doze a ajuns la Constanța. Primele doze de vaccin antigripal au ajuns deja la Constanța, ele urmând să fie distribuite în cel mai scurt timp pentru vaccinarea persoanelor cele mai sensibile. DSP Constanța a primit deja prima tranșă de vaccin antigripal pentru sezonul 2015-2016. În prima fază s-a acordat vaccin medicilor de familie pentru bolnavii cronici, pentru gravide, pentru cadrele medicale, pentru personalul care este în unitățile de lucrează în unitățile de ocrotire. Institutul Cantacuzino nu produce nici în acest an vaccinul antigripal, astfel că Ministerul Sănătății a fost nevoit să importe 500.000 de doze de vaccin. La Constanța este nevoie de aproximativ 130.000 de vaccinuri. Niciodată nu s-a primit numărul solicitat, pentru că noi dăm exact numărul solicitat. Estimarea, dacă stați să vă gândiți, deci bolnavii cronici, care sunt mulți, dar și persoane peste 65 de ani. Dacă ne uităm în statistici, vedem că numărul persoanelor peste 65 de ani este destul de mare. Deci niciodată nu se poate acoperi acest număr. Mulți constanțeni preferă să-și cumpere vaccinul direct din farmacie. Campania de vaccinare urmează să înceapă pe 15 octombrie.